Salutare! Am ajuns în Barcelona, un vis devenit realitate. Acesta este unul dintre cele mai frumoase orașe. În clipul de azi ne vom pliba pe străzile Barcelonei, vom vizita parcul Ciutadella, vom vedea câteva biserici și vom merge la grădina Zoo. Dacă îți plac clipurile noastre, nu uita să te abonezi la canal, apăsând butonul de subscribe pentru a afla mai multe lucruri interesante despre următorul loc pe care te gândești să-l vizitezi. Haideți cu noi să aflăm istoria Barcelonei, în timp ce ne plimbăm pe străzile frumoase și pline de istorie ale orașului. Orașul Barcelona este un oraș port situat la Marea Mediterană și face parte din Regatul Spaniei. Orașul se află în comunitatea autonomă Catalonia, care este formată din provinciile Barcelona, Girona, Lleida și Tarragona. Această provincie a Spaniei este una dintre cele mai bogate regiuni, fiind o destinație turistică importantă. După numărul populației, orașul este al doilea ca mărime din Spania, după capitala Madrid, și este situat la numai 160 de kilometri de munții Pirinei, care se găsesc la granița dintre Spania și Franța. Legenda atribuie cartaginezilor întemeierea localității Barcio, în special lui Hamilcar Barca, tatăl lui Hannibal. Mai târziu, romanii au transformat orașul într-un castrum, o bază militară romană. Centrat pe Mont Tabor, un mic deal în apropierea primăriei, Palas de San Jaum, această organizare este încă vizibilă și azi pe harta centrului istoric, prin fragmentele rămase din zidurile romane. Rămășițe romane importante sunt expuse sub Palas de Rei. Intrarea spre Muzeul Orașului, Museu de Istoria de la Ciudad. Cetatea a fost cucerită de vizigoți în secolul al V-lea, de către mauri în secolul al VIII-lea, recuperată în 801 de către regii franci și jefuită de Al-Mansur la 985. Orașul a fost devastat după Republica Catalană din 1640-1652 și în Războiul Spaniol de Succesiune din 1714. La începutul secolului al XX-lea, Barcelona redevine un centru cultural și politic după o reînviere a culturii catalane. În același secol, în timpul războiului civil spaniol, Barcelona a fost un refugiu al cauzei anarhiste, dar s-a predat forțelor generalului Franco în 1939. În anii 1970, din nou, Barcelona a reînviat, devenind orașul prosper de azi, unul dintre cele mai prețuite orașe din Spania și din Europa. Pentru a putea vedea mai multe obiective turistice, am folosit autobuzele pentru turiști, pe care vi le recomand oriunde ați călători și sunt disponibile. Noi, în general, le folosim pentru a ne face o viziune de ansamblu asupra zonei pe care o vizităm. O să ne plimbăm prin cartierul gotic, în catalană Barigotic sau El Gotic. Este centrul istoric al orașului vechi Barcelona. Se întinde de la Rambla până la Via Leitana și de la malul Mării Mediterane până la Ronda de San Pere. Face parte din districtul Ciudad Vella. Cartierul cuprinde cele mai vechi părți ale orașului Barcelona și inclusiv rămășițele zidurilor romane ale orașului și câteva repere medievale notabile. O mare parte din țesătura actuală a străzilor a acestui cartier datează încă din secolul al XIX-lea și începutul secolului 20. Barigotic păstrează un plan labirintic al străzilor, cu multe străduțe mici care se deschid în piețe. Plimbându-ne prin zonă, atenția ne-a fost atrasă de către Primăria Barcelonei, care este și sediul Consiliului Municipal Barcelona.
situată în placa San Jaume din cartierul gotic vis-a-vis de Palau de la Generalitatea de Catalunya, care găzduiește guvernul regional. Clădirea a avut o fațadă gotică medievală care a fost proiectată de arhitectul Arnaud Bargués, ce a fost construită între 1399 și 1402. Josep Mas i Vila a proiectat actuala fațadă neoclasică, construită în 1830 și 1847. Atunci când biserica cu numele pieței a fost demolată în 1823, Mas a fost însărcinat să facă o fațadă demnă de a fi orientată către clădirea Generalității din epoca Renașterii, fațada anterioară urmând să fie dărâmată. Majoritatea oamenilor folosesc această mică piață, liniștită, pentru a servi masa sau a bea o cafea la restaurantele de aici. Dar pe vremea romanilor, evreii și creștinii veneau aici să facă comerț. Biserica din secolul al XVIII-lea din piață, Basilica de San Just i Pastor, onorează doi băieți martiri romani. Biserica gotică se află pe locul basilicii creștine originale din secolul al IV-lea din Barsin. În fața basilicii am găsit fântâna San Just, ce a fost construită în secolul al XIV-lea în stil gotic, acolo unde se afla cimitirul basilicii Sfinților Just și Pastor, și a fost reconstruită în 1861 în stil neoclasic. Această fântână a fost creată pentru a-i aduce un omagiu lui Joan Fivayer, consilierul orașului Barcelona, care în timpul unei partide de vânătoare a descoperit o sursă foarte importantă de apă în dealurile Coiserola și a promovat proiectul de canalizare a acesteia. Acest lucru a adus apă în centrul Barcelonei, care avea nevoie disperată de ea. Fântâna avea trei robineți incluși în fețe. La următoarea remodelare, aceasta s-a schimbat, iar acum are doi robineți situați între fețe. Iar în vârful fântânii putem vedea imaginea sculptată a lui San Just, ținând într-o mână palma martirului, ca un omagiu adus casei Fivayer. În prezent, apa este din rețeaua publică. Am găsit templul lui Augustus din Barcelona, un templu roman construit în perioada imperială, în colonia Barcio, azi Barcelona. Templul a fost clădirea centrală de pe dealul Taber, în prezent în Cartier del Paradis, numărul 10, și așa numitul cartier gotic al orașului. Dedicația templului lui Augustus nu este dovedită. Pe fundalul perfect creat de zidurile romane antice ale Barcelonei și Palau Real medieval, îl întâlnim pe contele Ramon Berenguer al III-lea, conducătorul Barcelonei între 1097 și 1131, care a reușit să reunească majoritatea provinciilor catalane. El este imortalizat într-o ipostază regală, călare pe calul său Danc. Printr-o statuie ecvestră din bronz, în mărime naturală, sculptată de Frederic Marès. Un acoperiș ondulat, viu colorat, ne atrage ca albinele la o floare și ne apropiem pentru a descoperi o piață alimentară, Piața Santa Caterina, ascunsă sub acest acoperiș realizat din plăci ceramice colorate și strălucitoare care formează un mozaic. Mercat de Santa Caterina din Barcelona are un design original, culoarele nesfârșite de standuri care oferă produse proaspete, mâncăruri preparate, produse artizanale și de meșteșuguri nu dezamăgesc vizitatorii.
Și asta nu de ieri, de azi. După cum putem vedea din fotografiile expuse cu standurile de vânzări ale fermierilor de altă dată, din imaginile ce prezintă piața de-a lungul istoriei sale. În capătul sudic al pieții dăm peste ruinele istorice ale mănăstirii din secolul al XI-lea, care au ocupat odată acest sit. Ruinele au fost excavate ca parte a unui săpături arheologice pentru a păstra trecutul orașului. Mergem să vedem Arcul de Triumf Memorial din Barcelona, ce a fost construit de arhitectul Josep Vilaseca i Casanovas, ca principală poartă de acces pentru expoziția mondială de la Barcelona din 1888. Arcul traversează promenada centrală, largă, a pasaj de Luis Companys, care duce de la Parcul Ciudadella, care ocupă acum locul expoziției mondiale și care este situat la capătul de nord al promenadei, cu vedere la pasaj de San Juan. Arcul are patru frize. Cea de pe partea dinspre care venim noi se numește Recompensa și reprezintă acordarea de premii participanților la expoziția mondială. Friza de pe partea opusă se numește Barcelona primește națiunile, iar pe laterale, frizele mai mici sunt reprezentări ale agriculturii și industriei pe o parte și ale științei și artelor pe cealaltă. Arcul este construit din cărămidă roșie, în stil neomudejar. Cei doi stâlpi ai arcului prezintă lilieci sculptați în piatră, emblema regelui Jaume I, care a domnit într-o perioadă de prosperitate pentru Barcelona. În apropiere de Arcul de Triumf am găsit Castelul celor trei dragoni, în catalană, Castell del Tres Dragones. Acesta este numele popular dat clădirii moderniste construite între 1887 și 1888, ea fiind cafenea-restaurant pentru expoziția universală de la Barcelona din 1888. Acest nume a fost probabil adoptat din piesa din 1865 a lui Serafi Pitara. La vremea sa a fost una dintre clădirile principale ale expoziției, cu fața spre Palatul Artelor Frumoase, acum dispărut. Este la capătul străzii principale care merge de la Arcul de Triumf la Parc del Ciudadella. Parcul de Ciudadella, sau Parcul Cetății, este situat la marginea de nord-est a orașului Ciudad Vella, Barcelona. Timp de decenii, după crearea sa la mijlocul secolului al XIX-lea, acest parc a fost singurul spațiu verde al orașului. Cele 31 de hectare includ grădina zoo a orașului, Palau del Parlamente de Catalunya, un mic lac, muzee și o fântână mare proiectată de Josep Fontserè, cu probabila contribuție a tânărului Antoni Gaudí. În 1714, în timpul războiului de succesiune spaniol, Barcelona a fost asediată timp de 13 luni de armata lui Filip al V-lea al Spaniei. Orașul a căzut și pentru a menține controlul asupra lui și pentru a-i împiedica pe catalani să se răzvrătească, așa cum au mai făcut-o și în secolele precedente. Filip al V-lea a construit cetatea Barcelona, la acea vreme cea mai mare cetate din Europa. O parte substanțială a cartierului în care a fost construită Citadela, la Ribera, a fost distrusă pentru a obține spațiul necesar, lăsând locuitorii săi fără adăpost.
Sute de catalani au fost forțați să lucreze la construcție timp de 3 ani, în timp ce restul orașului a oferit sprijin financiar pentru aceasta și pentru cheltuielile legate de război, cu o nouă taxă numită El Cadestre. 3 decenii mai târziu, un sfert a fost reconstruită în jurul cetății numite Barceloneta, care se afla în cartierul Ciudad Vieja. În 1841, autoritățile orașului au decis să distrugă cetatea, care era urâtă de cetățenii Barcelonei. Cu toate acestea, 2 ani mai târziu, în 1843, sub regimul Mariei Cristina, cetatea a fost restaurată. În 1848, după abdicarea Mariei Cristina și pe măsură ce cetatea și-a pierdut folosința, generalul Espartero a distrus majoritatea clădirilor din interiorul cetății, precum și zidurile acesteia, bombardând-o din cetatea de pe muntele din apropiere, Montjuïc, ceea ce l-a ajutat să câștige popularitate politică. Până în 1869, pe măsură ce climatul politic s-a liberalizat suficient pentru a permite acest lucru, generalul Prim a decis să predea orașului ce-a mai rămas din cetate, iar unele clădiri au fost demolate, deoarece era văzut de cetățeni ca un simbol mult urât al guvernului central spaniol. Capela, acum biserica parohială militară din Barcelona, Palatul Guvernatorului, acum școala gimnazială Verdaguer și Arsenalul, acum sediu parlamentului catalan, s-au păstrat până azi, restul sitului fiind transformat în parcul contemporan, prin care ne plimbăm și noi de către arhitectul Josep Fontere în 1872. Nouăsprezece ani mai târziu, în 1888, Barcelona a organizat extravaganta expoziție universală de la Barcelona, inspirată de primarul Rius i Taulet, iar parcul a fost reproiectat cu adăugarea de sculpturi și alte opere de artă. Aceasta a marcat un punct de inflexiune în istoria Barcelonei, trecând de la a fi un oraș vechi, provincial, neprogresist, la a fi orașul modern și cosmopolit. Din acel moment și până în 1892, jumătate din amenajarea parcului a fost din nou îmbunătățită pentru a obține spațiu suficient pentru grădina zoologică, către care ne vom îndrepta și noi în curând. Cascada din parc, lângă care ne aflăm acum, se numește Gloria de la Transexual Sonia. Este dedicată unei femei transexual, Sonia Rescalvo Zafra, și finalul său tragic datorat extremiștilor de dreapta în data de 6 octombrie 1991, în acest loc. Cascada este situată în colțul de nord al parcului, vis-a-vis de lac, și a fost inaugurată pentru prima dată în 1881, fără sculpturi sau detalii minuțioase, și prin urmare a fost criticat de presă, după care acest arc de triumf din vârful cascadei a fost complet modificat prin adăugarea unui fântân și a unor atribute minore, care au necesitat 6 ani de construcție, din 1882 până în 1888. Și de atunci încolo a fost expusă la expoziția universală și până acum nu a fost reproiectată. Fântâna a fost ridicată de Josep Fontere și într-o mică măsură de Antoni Gaudí, care la acea vreme era încă un student necunoscut de arhitectură.
Fontere și-a propus să facă să semene cu fântâna Trevi din Roma. Doi clești enorm de crab giganți servesc drept scări pentru a accesa un mic podium situat în centrul monumentului. În fața ei a fost amplasată o sculptură proiectată de Venanzi Vaimejara, a lui Venus stând pe o scoică deschisă. Am găsit o mică grădină botanică în parc. Și de aici mergem la grădina zoologică a Barcelonei, ce este situată, cum vă spuneam mai devreme, tot în parcul Ciudadela. Grădina a fost inaugurată în 1892, de ziua Mersei, patronul orașului. Primele animale au fost donate de Luis Marie i Codolar, municipalității din Barcelona, care a aprobat cu recunoștință cazarea lor în grădina zoologică. În prezent, una dintre cele mai importante colecții de animale din Europa. Grădina zoologică afirmă că scopul ei este conservarea, investigarea și educarea. Din 1966 până în 2003, grădina zoologică a găzduit faimoasa gorilă albă, Fulg de zăpadă, care a atras mulți turiști internaționali și localnici. În afară de vizitele obișnuite, grădina oferă diferite tipuri de tururi ghidate sau alte activități, cum ar fi de exemplu 20 de tipuri de diverse ateliere și excursii pentru școli sau cursuri de pregătire și educare a personalului în zoologie, cum ar fi de exemplu 20 de tipuri de diverse ateliere și excursii pentru școli sau cursuri de pregătire și educație a personalului în zoologie pentru adulți. Peste 50.000 de copii vizitează grădina zoologică anual, motiv pentru care grădina zoologică pune accent pe educație. Primele animale au venit din colecția privată ale lui Luis Martí i Godolar. Unul dintre aceste prime animale a fost un elefant asiatic, care era singurul pe care grădina zoologică îl avea în acei ani și care a devenit foarte popular. În ciuda faptului că era o femelă, era cunoscută sub numele de bunicul, o deformare a numelui pe care îl avea inițial, Babi. A fost vedeta grădinii zoologice până pe 3 mai 1914, când a suferit complicații datorită unei fracturi la piciorul stâng din față. A fost înlocuită pe 5 mai 1915 de elefantul Julia, un cadou de la Muley Afid, sultanul detronat al Marocului, stabilit la Barcelona. Julia a fost elefantul grădinii zoologice până la războiul civil, pe 12 sau 13 august 1938, când a suferit din cauza lipsei de hrană și în cele din urmă a hrănit o parte din populația Barcelonei. Între 1916 și 2003, cel mai emblematic animal al grădinii zoo a fost Flochet de Neu, singura gorilă albinoasă cunoscută până în prezent. De asemenea, foarte popular a fost orca Ulise, care a fost la grădina zoologică de când a ajuns acolo la vârsta de 2 ani, în 1983, până când a plecat în 1994, deoarece facilitățile nu erau suficient de mari pentru a-l găzdui corespunzător.
În 2009 au început lucrările de remodelare a grădinii zoologice, situate în la Ciudadela, și lucrările la noua grădină zoologică marină, care era de așteptat să împartă instalațiile în habitate terestre și marine, deși proiectul a fost ulterior blocat datorită crizei economice din acea perioadă. Primele colecții zoologice au apărut ca dovadă a bogăției monarhilor. În Asia, împăratul Wu avea deja o grădină zoologică în jurul palatului său imperial, în 1150 înainte de Hristos. Unele mănăstiri medievale adăposteau animale exotice din donații. Darul fiarelor era comun în rândul nobililor europeni. În Barcelona, leii și alte animale exotice au fost ținute în Palau Real Benor sau Palau de la Reina, încă din secolul al XIV-lea. La sfârșitul secolului al XIX-lea, Luis Marie Godolar și-a creat propria colecție zoologică, iar în primăvara anului 1892 a oferit-o primăriei Barcelona. Primarul de atunci, Manuel Porcar, a aprobat achiziționarea animalelor și expunerea ulterioară a acestora într-o incintă publică, parcul de la Ciudadela. Adunarea municipală a aprobat înființarea acesteia pe data de 26 aprilie a aceluiași an și pe 19 mai ar începe lucrările de adaptare a spațiilor. Francesc d'Assisi d'Arder a fost însărcinat să organizeze colecția zoologică, iar arhitectul municipal Pere Falques i Urapi a fost responsabil de execuția lucrărilor. În cele din urmă, grădina zoologică a fost deschisă publicului pe 24 septembrie 1892, coincizând cu sărbătoarea Milei. Deși nu a avut loc nicio ceremonie de deschidere, animalele care fusese mutate din vechea fermă au fost întâmpinate cu entuziasm. Setul inițial a ocupat o fâșie de aproximativ 200 de metri în Paseo de los Oms, acum Carrer de Wellington. Animalele au fost distribuite în trei grupuri mari: primate, animale acvatice și patrupede, urmând recomandările lui Manuel Mir y Navarro, profesor de științe ale naturii la Institutul de Învățământ Secundar din Barcelona. Interesant este că una din principalele surse inițiale de finanțare a fost vânzarea de ouă și pui din colecție, deoarece accesul în grădină a fost gratuit până în anii 1920. În 1894 a fost construită Casa de los Leones și în 1897 a fost publicat primul catalog al parcului zoologic și 2 ani mai târziu, în 1899, un dosar de informare complet. Animalele au fost hrănite cu legume și alimente de la o fermă din Sant Andreu. Întrucât intrarea era liberă, parcul a fost finanțat prin vânzarea de pui de pasăre, ouă și rațe, dar și pene, piei și chiar exemplare de animale. De asemenea, se organizau licitații periodice ale animalelor pe care le aveau în surplus. Parcul a fost folosit de propaganda lui Franco la cucerirea orașului Barcelona, spunând că roșii au mâncat unele dintre animalele din grădina zoologică în timpul războiului civil. La Vanguardia, pe 13 august 1939, spune: în timp ce Madridul moare de foame, consilierii roșii au jefuit grădina zoologică, sacrificând animalele. Du
După război, Antoni Riera Iadroher, fost muncitor la centru, a devenit director interimar al grădinii zoologice între 1934 și 1953. În 1944 s-a achiziționat un nou elefant, pe nume Perla, care a venit din Hamburg și care a trăit aici până în 1951. În 1951 a fost creată Societatea Prietenilor Parcului Grădina Zoologică. Chiar și generalul Francisco Franco a vizitat grădina pe 18 mai 1960. Iar cu această plimbare prin grădina zoo a Barcelonei se încheie clipul de azi. Data viitoare ne revedem tot în Barcelona și ne continuăm plimbarea pe străzile acestui minunat oraș. Și mergem să vedem acvariul, Muzeul de Istorie al Barcelonei, alte câteva locuri importante despre care vă vom spune mai multe data viitoare. Așa că nu uita să te abonezi la canal apăsând butonul de subscribe ca să afli când apare următorul clip din Barcelona, iar dacă ți-a plăcut clipul de azi, dă like, distribuie-l mai departe și altora ca să afli și ei lucruri interesante despre următorul loc pe care ai putea să-l vizitezi. Pe curând!